De mână, ca doi adolescenți, așa au intrat Andreea Marin și soțul ei, Tuncay Öztürk, în restaurant la prima ieșire în public, după ce au anunțat că s-au căsătorit. Tuncay și-a scos soția în oraș, la un local cu specific, cum altfel, decât turcesc. Andreea a zâmbit doar și ea și proaspătul soț care nu i-a dat o clipă drumul la mână. Tuncay, are you happy now? Yes. Is Andreea the woman of your dreams? Pardon, yes. Let's see. Andreea a refuzat să spună dacă are în acte nume turcesc. Din obiceiuri a împrumutat. Tuncay a scos-o pe zână în oraș la un local cu specific turcesc. Andreea l-a dus și ea până acum să guste din preparatele noastre tradiționale. Bulls with polenta. It's a bulls, I think. I did like this and I always ordered. Religia și-o păstrează fiecare, iar Andreea se va bucura de toate drepturile unei femei musulmane, chiar dacă nu se va converti. Your parents think about this marriage. Yeah, they think, okay, they came here, as you know. They knew about the marriage or what? It was a surprise. Chiar nu știu. Nici viitorul lor copil nu va fi obligat să-și urmeze tatăl și și-ar dori amândoi unul, mai ales că Tuncay are lipici la copii. Violeta a fost cea care a încurajat-o pe mama ei să facă pasul. Tare important e că atunci când ai trecut printr-o despărțire și ai un copil, e să găsești pe cineva care să fie acceptat de către copilul tău. Pentru Andreea, Tuncay s-a mutat la București din vară. Nu este milionar sau artist precum primii doi soți ai vedetei TV, dar și-a cumpărat casă și s-a angajat la lotul național de gimnastică. I am a physiotherapist and osteopath. Every day they are teaching me some Romanian words and Romanian things, knowledge about the country and they are making me sometimes exam in a funny way. Vreau să te întreb, e curiozitate personală. Cum se zice te iubesc în limba turcă? Nu aș risca să spun. Știu cum se spune, dar n-aș risca să pronunț. O declarație de dragoste i-a făcut însă Andreea lui Tuncay la revelionul vedetelor de la Antena 1. A fost sultanul Suleiman.